Avem forum pentru desfășurarea ședinței, nouă prezenț fizic, au votat prin mijloacele noastre stabilite electronic, conform hotărârii regulamentului Consiliului Local, 5 consilieri. Doamna consilier Boiceanu, domnul consilier Berușcă, domnul consilier Chitic, doamna consilier Chelaru și domnul consilier Pulipsește, domnul Ciorcelă. Prin urmare, având rapoartele, referatele și avizele consultative ale comisiilor de specialitate, poate fi pus la vot proiectul de ordine de zi și cu cele trei proiecte suplimentare. Mulțumesc, bună ziua. Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta. Mulțumesc, domnule președinte. Hristos a îngheat Dumnezeu. Da, da. Dumnezeu mai bine. Săptămâna luminată se numește asta, nu? După? Da. Da? Sunt decizii ultra luminate. Bun. Haideți să dăm citire ordinii de zi. Așa, după cum ați fost informat, avem și ceva proiecte suplimentare de ordine de zi, care sunt întâmplate de votul și nu pot suferi amânare. Unul mi sunt depus pe PNRR pe linia de astea de finanțare care se deschid și atunci ar veni să fim în, să fim în timpul optim cu ele pregătite. Hai să dăm citire. Începem cu proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea nomenclatorului stradal al Comunei Măgura, județul Bacău, inițiator primar, proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesiune numărul 135 30 a 2 1998, proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale Comuna Măgura, județul Bacău, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, din 16.05.2022, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2022, proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării imobilului teren și construcții situate în sat Măgura, strada Emondoiescu, numărul 415, Comuna Măgura, județul Bacău, înscris în cartea funciară cu numărul cadastral 65.510. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxe specială de utilizare tocători de clienți și tocători și tractori cu remorcă, proprietatea privată a UAT Comuna Măgura, județul Bacău. Mă scuzați, era Răzvan. Da. Aceasta este ordinea de zi inițială. Este ordinea de zi inițială. Suplimentar mai avem încă trei proiecte pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobare plus pentru construire locuință unifamilială și prejurire teren și branșare, racordare la utilități, sat Măgura, intragram, Comuna Măgura, județul Bacău, beneficiar SECE, frații PAL, SRL, PAL Valentin, PAL Iosif Sebastian, PAL Maria Monica și Tulbure Monica. Proiect de hotărâre privind însușirea planului de amplasament pentru sala de educație fizică școlară pentru suprafață de 1000 metri pătrați predată către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții CNI-ESA, conform HCR numărul 86/21/2021, privind predarea către Ministerul Dezvoltării și Lucrărilor Publice a plasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții proiectelor, construire sală de educație fizică școlară în sală Măgura, Comuna Măgura, Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Măgura în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componența 10, Fondul Local Investiții I11, înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achiziția de vehicule non-poluante și depunerii proiectului modernizare și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău. Aceasta este ordinea de zi, cea inițială și suplimentată, în total sunt 9 proiecte pe ordinea de zi. Domnule președinte, suplimentarea s-a făcut pentru că sunt urgente, la frații PAL este pus și vrea să construiască și avea obținut atât la Consiliul Județean să nu mai fie întârziată încă o lună. Deci asta e fundamental. La celălalt ne trebuie pentru proiectul nostru. Cu CNI, iar se preconizează ca luni, marți, săptămâna viitoare să deschidă PNR-ul. Și asta este motivația de suplimentare, așa. Dar ne-am învățat Herupis, nu? Și astăzi, la
finalizat de către topometrist după intabulare, l-am primit astăzi. Cealaltă le-am primit ieri foarte târziu și o trebuie lucrate, nu pot fi... Este și tu de amprenus, poate, tocmai așa. Să trebuie lucrat un pic mai bine. Da. Mai ales la proiectul pentru pe PNRD, e vorba de asocierea între 7 unități administrative teritoriale, 6 comuni și municipiul Bacău, un pic de lucru. Dar doamne secretar, s-o descurca ca de fiecare dată. Da. Înainte să vă spun ordinea de zi spre votare, vă rog să, dacă este cineva în situații de conflict sau de interese. Da. Dar vă spuneam că am învățat, să nu, eu n-am identificat dumneavoastră. Vis-a-vis de proiectul cu cumpărarea de interes sau... Cu cumpărarea de interes și concesiune. Concesiune. Concesiune, nu? Da. Ok. Vă spun ordinea de zi plus... Nu, trei suplimentarea. Suplimentarea, dacă sunteți de acord cu suplimentarea ordinei de zi, cine este de acord? Pentru și avem și voturi 5, sunt pentru. Deci avem 9 plus 5 pentru suplimentare. Și acum proiectul de ordine. Proiectul de ordine zi plus suplimentare, nu? Da. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 1, vă rog. Nu, procesul de verbare. Unde? Asta le citesc eu. Da? Să începem cu începutul, cu data trecută nu s-au votat și începem cu primul proces verbal de pe data de 27.1.2022. Discuții? Nu? Supunem la vot, vă rog, proiectul, procesul verbal, pe 27.1. Deci, 27 sunteți pentru? Da? Deci 9 pentru și la fel plus 5 celelalte. Trecem la ședința extraordinară convocată de dată din 07.02.2022. Discuții? Supunem la vot atunci. Cine este pentru? Deci 9 pentru votul online. Procesul verbal din la ședința din 10.02. 2022. Discuții? Da. Eu. V-ați înscris la... sau ați rămas așa cum am ridicat? Care folosite, vă rog? Nu. Am văzut că ați avut de acum așa. Vreau... Da. La pagina 2 am mai multe... La pagina 2 unde este ordinea de zi, unde este scris președinte, vă rog să dăm mai întâi citirea amendamentului. Vă rog să scrieți amendamentul. Adică să fie prins amendamentul, tot amendamentul care a fost prezentat. Să nu scrieți prins. Aici în... Da, exact cum este ordinea de zi și amendamentul. Pentru că face parte, da. Cum este 1, 2, 3 proiectele, da? Și amendamentul ar trebui scris, părerea mea. Mai am aici niște... Legat de intervenții de medic. Că, na, a fost greu la pagina numărul 3. La... Nu sunt realități. Sau sunt... Mai trebuie completări sau ce? Trebuie completări și... Adică dacă nu completăm, reiese altceva din discuții. Să revin asupra... Adică ar trebui să... De exemplu, ca să nu creăm eu, ca să nu creăm confuzii, de salariul de funcționar nu s-a atins nimeni. Doar de salariul polițistului. Că dumneavoastră ați spus în lunea ianuarie. Este la pensie. Deci, nu e scris în luna ianuarie, pentru că este foarte important să stabilim luna ianuarie și noi am văzut luna așa. Pot să intervin un pic? Deci, încă o dată, conform codului administrativ, procesul verbal, mai ales că avem și primare, procesul verbal este succint, o prezentare succintă a discuțiilor. Nu trebuie o redactare a regulii, nu este stenograma.
stenograma ședinței. Avem, dacă am scris la sfârșit, domnul Rice, că este filmarea face parte integrantă din procesul verbal, păi atunci nu mai face parte în totalitate. Nu mai rost. Scrie filmare și gata. Eu am tot să zic bun, eu. Nu poate, doamna secretară, am mai avut discuții genul ăsta, să treacă exact, exact, dar nici nu are timpul fizic să scrie. De exemplu, la intervenție cu... Da. La... M-a lăsați? Nu. Mulțumesc. Dacă n-aveți nimic de spus, stați acum. Nu, n-avem de ascultat. Da, nu, doamna urmă. Deci, care dată v-am spus că vă da, să... Acum, poți un local poate fi de acord cu modificările astea sau nu? Ce? Dar mi ce crește că vă spuneți? Dar e greu să doamne. Doamna, puteți să faci o lesă înainte de ședință, să stați în da, să mare ce facem, ce facem, să deci discuțiile legate de asta se fac în ședință. Da, nimica. Dar am notat aici. Doamna trebuie să scrie. Dumneavoastră trebuie să citiți, da. Se filmează indirect, poate să le ia doamna ședinte, dacă le citești explicit, le ia ședinte filmat. Așa, legat de intervenția aia cu... Sunt mai multe de, de făcut. Cu spațiul, de exemplu, al domnului cu dispensariu, n-am zis că nimeni nu a fost... Nu știu dacă are cineva împotrivă sau așa am spus eu. Problema este că aveam spațiul, așa am scris, am zis. Avem un spațiu care e dispensat la stomatologie, care este de ani de zile gol și nu-l folosim. Da. Dar să modificăm? Hai să-l dăm. Da. Putem face și este cât se poate de corect. Aveți obiecțiuni la procesele verbale, faceți notă, da? Pe care vă voi anexa la dosarul de ședință, fără nicio problemă. Am să fac cu notă și... Hai ca să simplificăm, că așa o să stăm în urmă. Bun. Doamna secretară, vă rog, următoare. Trebuie să-l votăm. Da. Cine este pentru? Cu modificări, de acolo. Ok, deci avem pentru, 5 pentru și domnul Ceaman și aici din sală. Nu? Da. Și mai este o chestie acolo legat de domnul Ciorcilă, scrie domnul Ciorcilă, am văzut, chiar dacă e așa. Asta trebuie să fie obiecțiunea de la mine. Părăsește sala pentru 5 minute, știți că după aia nu mai venit, adică este o greșeală aici. Nu e o greșeală, așa a spus. Așa a spus dumneavoastră. Așa a spus dumneavoastră. Așa. Bă. A fost afirmația, este filmată, după el a spus că părăsește sala pentru 15 minute. Că nu s-a mai întors? Nu știu, da, bine. L-am s-a contorizat. Procesul verbal din 28 a doua... Da. Nu s-au votat la trecută. 2022. Cine este procesul verbal al ședinței ordinare din 23.03.2022. Discuții? Cine e pentru? Nu. Potrivă? Cine? Și ultimul proces verbal, cel la ședința de îndată, de pe 28.03.2022. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu sunt. Spuneți. Ați verificat că a întârziat domnul Lăscărescu și a votat Claudia sau ceva de genul ăsta. Dar nu, a întârziat domnul Lăscărescu, Claudia, și a votat domnul Lăscărescu. Așa ați... Bun, la 28... De scriere, o să rectific. Mulțumesc, domnul Ieță. La ce vreți 28, da? Așa, pentru la... Da. Așa. Ok, mulțumesc. Deci mă rog? Mă rog. Deci avem proiect de hotărâre privind modificarea și completarea nomenclatorului statal al Comunei Mobilă de Subacău. E o serie de câteva chiar destul de multe străzi care nu aveau denumiri și străzi mai înființate. Și care necesită modificarea nomenclatorului stradal și completarea lui cu denumirea străzii.
capacităților pe care le introducem prin hotărâri. Avem și avizul comisiei de la Consiliul Județean pentru atribuirea demnelor de stăți, pe cât documentația este completă. La materialul de ședință s-a avut exact și lista cu stăzile, cu denumire de stăți și cu stăzile de ce urmează a fi... Și poziționarea. Da. Prinsă și-a dus strada domnilor? Strada domnilor, e prinsă și-a dus strada. Da, dar e strada merilor, cred că ceva de ceva, cred că ceva... Păi spune situația, documentația este completă. Dacă nu sunt discuții... Aș avea ceva de complet în aici. Vă întreb, deodată, dacă s-a încheiat numerotarea edificilor, pentru că în articolul de lege am văzut că, ca să introduci niște străzi în numerătorul stradal, se trebuie neapărat să aibă numele imobilii respective, de pistările respective, cât sunt încheiate. Păi, prima dată dăm de numele de străzi și după aia de numele de străzi, și după aia facem o numerotare. Problema. Bun. În momentul ăsta aveți idei unde s-a făcut numerotarea imobilă? V-am mai întrebat și la ședința trecută de aia. Jola dintre ei mai e de făcut. Nu mai avansat tot, acolo era așa de întrebat. Nu, în trecut cu ei, după aici. Am mai fost și alte probleme de rezolvat în trecut. Numerotarea cu precizare, mă scuzați, numerotarea este făcută, dar este făcută în sistemul RESGIS. Dumneavoastră vă referiți probabil la efectiv fizic al plăcuțelor. Da. Exact. Nu. Dar numerotarea legală, conform articolului de lege nr. 5, este făcută. Corect. După cum ați văzut, fiecare plăcuță cu număr are trecută și stradă. Adică e personalizată. Da, am văzut. Asta nu e. Da, asta nu e. Da. Bun. Dumneavoastră, mai bine. Să stați în brize. Vă rog, domnul președinte, dar abia aveți... Dacă nu mai sunt discuții, vă rog să... Votați. Cine este pentru? Abțineri? Potrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii contractului de concesionare numărul 135 din 30.12.1998. Proiectul ați avut la MAPUR. Probabil l-ați discutat. Se transmite doar terenul proprietarului locuinței, în urmare a perfectării actelor la notariat. Dacă nu sunt discuții, discuții? Cine este pentru? Proiect de hotărâre. Ce? Eu mă țin la ce? La concesiune. E jurătul cu... Da? 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 Nu, să vreau să noteze, doamna, acolo. Forțierul ați vrea asta, nu? 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Mogura, județul Bacău, pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor ASC CRAP Bacău din 16.05.2020. Nu sunt discuții? Despre ce vă lăsa, doamna? Deci cine este și eu, da? Da, cu materialul la ședință. Spune-mi la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2023. Domnul președinte. În discuția cu colegi și abordarea care s-a făcut și cu poliție, am înțeles că doamna Chelar va fi indicată pentru următoarele perioade. Nu, da. Cine este pentru, doamnă? Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării imobilului, teren și construcții situate în sat Măgura, stat Daniel Bărescu, numărul 415, cu comuna Măgura, județul Bacău, înscris în cartea funciară cu numărul 65.510. Este vorba despre terenul aflat imediat după familia Sărăcuțu, cu tot cu locuință, a familiei Comănescu. Dumnealor și-au exprimat intenția de vânzare, doresc să vândă acest teren cu tot cu locuință și m-am gândit că ar fi bine să-l achiziționăm noi, odată pentru construirea unui dispensar și de partea din spate, pentru că odată cu demolarea fostului cămin cultural atelierului școală, putem avea acces și din curtea primăriei direct în proprietatea pe care
dorim să o achiziționăm pentru depozitarea utilajelor tractor, budă, excavator, tot ce avem în curte, să putem depozita acolo. Cred că este un teren bun, ne ajută foarte mult și atunci am zis că să începem discuțiile cu familiile respective. Dumnezeu și-au dat acordul, sunt de acord. Ne-au dat acordul prin e-mail vis-a-vis de începerea evaluării, să facem evaluare, să vedem cam cât ar presupune să plătim noi pe terenul respectiv. Acum, pentru începerea, pentru demararea procedurilor, este nevoie de acordul dumneavoastră. Discuții? Da. Eu am. Domnul Vânzanti și păi... M-am uitat pe materiale, dar nu mai țin minte ce suprafață avem. 1770. Dar e vorba de azi aici, da, nu? Nu, nu. E mai dat cu răsărătă. Da, cu răsărătă. Dar nu știu, dar deschidere la stradă. Mi-a deschis destul de genul. Nu știu, dar aș deschidere. Ne permite... Plus că avem... Ția unui dispensar? Da. Cred că ne permite costul înseamnă dispensar, inclusiv trecerii pe ochii agențarea principală, dacă vrem să avem acces în spate. Dar o să asigurăm. Vedem ce variante vom găsi. Da, asta presupune să ajungem la înțelegere cu dumneavoastră. În funcție de evaluare pe care o vom comanda și o vom către o firmă serioasă de evaluatori. Am de domnul Zanzi, mai aveți ceva? Nu, mă opresc aici. Mulțumesc. Am eu. Am discutat și cu domnul primar. N-ar fi rău să începeți discuțiile și cu familia Sărăcuțu. Adică, știți că să... Da, da. Și ar fi un spațiu mult mai generos și atunci putem să începem și dispensar și primărie. Știți că să nu mai fie... Eu cred că dacă e asigurat o căsuță, că ei nu au cine știe ce... Adică să-i găsim un loc să-i... Asta presupune ca dumneavoastră să fie de acord. Adică trebuie să discutați... Putem avansa o discuție cu dumneavoastră, nu știu, adică știți, o să fie deschiderea mult mai mare și accesul este... Ar fi bine, da. Ar fi deschidere. Da. Da. Adică ca să nu mai fie adică ca o insulă... Ca un cub. Ca un cub, da. Nu cred că vreți să vorim? Asta presupune să discutăm cu dumneavoastră, da, să ne putem oferi ceva... Și atunci... Dar să-i ajute în sensul ăsta, să-i strămutați acolo. Da, ceva de genul ăsta de acolo, nu au greșit acela. Da, o să ne facem discuția. Cum să nu? O să-i chemăm la primărie și pe dumneavoastră, să vedem ce părere despre propunerea, dar deocamdată să ne referim la proiectarea pentru urmea de zi, cu începerea discuțiilor vis-a-vis achiziționarea terenului pentru care proprietarii și-au dat acord. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxă specială de utilizare tractor, tocător de grenci și tractor cu remorcă, proprietatea privată a OMATE Comuna Măgura. Discuți. După cum știți, am achiziționat utilajele astea, închirierea lor sau darea lor spre folosință către locuitorii Comunei Măgura, nu se poate face decât contra unei taxe. Ceea ce ați văzut dumneavoastră în proiectul de hotărâre este rezultatul unei, cum să vă spun, nu combinații, unui calcul care cuprinde toți factorii necesari în această situație. Munca, angajații primăriei care îi deservesc, consumul din motorină. Deci e vorba de cheltuieli, domn primar, nu? Cheltuieli cu munca vii, cheltuieli cu cheltuieli cu ureți și amortizare. Cu amortizarea, toate astea sunt necesare. Rezultatul, sincer, nu e unul prea bucurător, e 250 de lei pentru tocător. Pe oră. Și 150 de lei pentru tractor cu remorcă, dacă dorește cineva să transporte dintr-un loc la altul, eu știu de ce dorește material. Este într-adevăr prea mare. Aici, nu știu, putem, aici rămâne la plecerea noastră, să-l lăsăm mai jos, mai sus sau cum facem. Sunt
se expune la acum, eu mă gândesc și la varianta că, de fapt, cei doi deservenți, pe care îi avem, sunt deja angajați în primărie, adică nu desfășoară activitate permanentă cu, cu utilajele astea. Adică ei sunt... Da. Un șofer și unul atunci am zis că măcar să mai, să mai scădem din... din... 10 ani. Maxim. Da, garanție, dar reviziile care și ele sunt foarte costisitoare, că am, tot, am vorbit și cu cei care ne-au utilizat utilajul, reviziile se fac în funcție de ore. Și cu cât ai mai multe ore, deci cu cât îl folosești mai mult, cu atât faci reviziile mai des. Va genera tot felul de costuri, pentru că se uzează toate angrenajele astea, inclusiv cuțite, inclusiv... Da. Eu, deci eu zic că... Mereu instanță. Doar o preză. Haideți să o gândim un pic. Și să avem capacitatea ca să ne transpun. De exemplu, eu mi-am curățat fonii, via, rezultat niște creni și materialele noastre pe care vreau să-l toc, adică sunt nevoit, dar toate la dispoziție. Nu am voie să le mai dau foc. Deplasarea de la unitate până la mine acasă, până la X acasă, consumă niște timp. Plus, consumare, nu, deplasare. Care e pe costuri. Ajunge la mine și am, dacă am trei brațe de crengi, trei brațe de crengi dacă am, e o jumătate de căruț de lemn. De plătit, dacă aș fi cumpărat-o, mai stă omul cât să mai învârte până, îi spun unde dai, unde îi pui, pe unde îi faci, timpul pleacă. El când a plecat de acolo, se vede că se învârte la el și era tot de funcționare. Da. Este prea mult de lucru. Noi trebuie să gândim altă problemă. Nu o secundă, dacă nu ați mai făcut discuții, mă scuzați, pentru că am făcut discuții în, în perioada în care am făcut calculele astea, am făcut discuții chiar și la Curtea de Conturi, am întrebat un inspector de la Curtea de Conturi, cum ar trebui să fie o astfel de, de taxă. Dumnezeu au experiență, au mai întâlnit la fete la alte primării. Opinia dumneavoastră este așa, dom'le, taxa trebuie să întâlnească anumite condiții, să încapă în ea și cheltuieli cu combustibil, și cheltuieli cu munca vie, și cu amortizarea. Dar ar trebui să aveți în vedere să fie una totuși, nu neapărat atractivă, dar una care să, să, în care să regăsească și utilitatea la utilizare. Dacă luați unul din imensul crezi cu el și scopul nu este atins și tot fumăraie va fi din sat, că toată mai ales de ei foarte, iar nu e o soluție bună. Așa că încercați cumva să adaptați. Încercați cumva să adaptați prețul, să fie cumva atractiv și pentru oameni. Acum, nici nu putem merge cu 50 de lei, cu 20 de lei sau cu 30 de lei pe oră. Nu este normal, nu este firesc. Numai motorina la ora asta, vă dați seama, e 8 lei 60 sau cât o mai fi de aici încolo, nu mai știu. Nu știu, eu mă gândesc că vrem la 1,5 milion pe oră de, de utilaj și să lăsăm totuși 1,5 milion de remorca cu tractorul care, nu știu. Domnul zic și eu, e o propunere. Vis-a-vis de ceea ce ați discutat și cu, cu dumneavoastră. Până la urmă, trebuie să-și găsească și, și folosința și utilitatea. Dacă e prea scump, nu le-a nimeni. Nu vine nimeni să facă. Da, vreau să adaug că, conform cărții tehnici, nu știu, spunea că el poate, nu știu, 10-15 metri cub, așa, așa. Iar dacă este așa, cum scrie în cartea tehnică, nu mi se pare o sumă așa, pentru că ca să toci 10 metri cub, 250 împărțit la 10, înseamnă 25 de lei pentru cum. Dacă aduci unul să, să stai, lemniția 50 de lei. E adevărat ce spune și domnul Vice. Dar știi ce se întâmplă? Când mergi acasă la om sau vine pe Israel, nu le-ai pus aranjate, nu le-ai pus picărătări. Are o grămadă de, de crengi acolo, din care ia câte 2-3 crengi și le bagă, le bagă la ducător, că am făcut experiențe pe terenă. Cred că trebuie făcut o, o, un fel da. De... o carticică. Adică el, nu când a plecat de aici, îl taxam pe cetățean, trebuie cetățeanul taxat de când ajunge acolo și începe să... Păi tocătorul nu înregistrează, nu înregistrează ore de, ore de funcționare decât la data când l-am pornit. Da. Decât la, la data când am... Să domnul Breză și mai bine acolo la cap. Vă rog. Aș propune să stabilim o locație de depozitare, părere. Atunci ce există material venenos, rezultat în urma tăierilor, cu doar ăsta, despre asta este vorba. Este o chestie sezonieră, nu e o chestie permanentă, dar nu e permanentă, corect. Cărăm materialul acolo, unde stabilim, și acolo facem pe locul ăla tocare. Da, ți-ai făcut tocare acolo. Alte costuri, doamne. Poate? Alte costuri. Alte
costuri. 150 de lei tractorul. Nu sunt alte costuri. Vă spun de ce nu sunt alte costuri. Există și varianta ca o parte din cetățeni să vină ei cu grijă și să ducă acolo. Păi asta avea alte costuri pentru cetățean. El trebuie să plecare cumva. Dar una e că nimeni nu o să aibă niciodată acasă volum de marfă noasă la o oră. Pentru o oră. Noi nu ne-am gândit așa. Doar acum. Da, un exemplu la dumneavoastră, da? Sunt mai multe persoane acolo. Merge la dumneavoastră, merge un sfert de oră. Dar domnule, cum taxez ora? Atât e pe oră. Adică să dă pe fracții de oră. Dar dacă funcționează pe fracție, va fi taxat la fracție. Există și cu sate și domnul vreau să dă pe oră. Auziți? Există și dacă vorbe zonă. Dacă 150 sau 250. Împărțim. Dar nu. Stați un pic. Domnule, aveți, domnule, vă dau o soluție. Sau nu trebuie neapărat. Dumneavoastră aveți 2-3 vecini care au și, adică pe zona respectivă. Trimite-mă acolo, toți vecinii acolo își împart pe aia bani, dar o să fie discursi. Sunt produce fiecare om acolo, de-a mai știm. Care mai de care, dintr-o dură la tine în curte, cu un utilaj. Dar nu în curte, să nu poți să bagi tot. Ca să îi responsabilizăm. Pentru că oricum e chestii sezoniere care o să trebuiască să se întâmple așa și în ardere, obligatorie. Haideți să introducem o taxă permanentă, mică, pentru fiecare cetățean, cum e impozit. Să acoperim amortizarea și ei știind că oricum plătesc serviciul, vor fi responsabili și vor da la tocător, nu le vor arde. Nu poți să mergi la impozit. Nu e impozit, o taxă similară. Cantitatea sau volumul, deci nu poți să știi, nu e identică. Dacă sunt folosind un utilaj nou, ca o... Vă dați seama că cei care nu vor să plătească, le vor arde. Pentru că nu vor să plătească. Eu zic așa. Până el nu folosește, nu plătește. Eu propun așa. Haideți să ne gândim la 1,5 milion cu 1,5 milion mărat de tractor. Vedem în practică ce se întâmplă. Cum este mai bine să facem? Ori să ducem materialul în loc și să te apucăm de tocat, ori să plăcăm la fiecare caz. Când avem nici noi experiență acum. Nu știm exact cum ar fi mai bine. Și pe parcurs mai modificăm dacă este cazul. Doamne, o să modificăm și o să, tot materialul să fie dus acolo. Adică o să mergem acasă, luăm, îi cubăm cumva, luăm și la voi. Mă, cât ai? Jumătate de metru cub. Jumătate de metru cub necesită atâta volum. Te costă 50 lei, 40 lei, 30 lei. Sau eu știu cât are să coste. Și atunci vom putea gândi și altfel. Dar acum haideți să dăm drumul așa să vedem în practică ce face. De lucru, suntem în luna mai. Este combustibil, material combustibil. Sunt mulți care nu au banul pentru lemn și ăla poate fi folosit. Dacă este de fiecare care va face ce dorește. Bine ar fi să-l putem aduna, să-l dăm cuiva, să-l facem. Eu revin la doamna propunerea doamnei Băiceanu pe grup. Că ar trebui să facem un experiment, să zicem o oră, să vedem cât toacă, cât combustibil consumă, adică facem plinul și să vedem într-o oră, două ore. Este să facem așa, să facem așa, să facem așa, să facem așa. În traseu, așa s-ar chema asta. Facem o determinare în traseu să vedem ce se întâmplă. O simulare, dacă vreți. O simulare, da. O simulare. Dar să noi nu avem pe cetățean undeva pentru o oră, ca să faci pentru o oră, ce trebuie? Mă gândeam la o altă treabă. Lăsați-o până la capăt. Mă gândeam, de exemplu, la mine. Eu chem, voi care aveți material lemnos, nu mai dați foc, că e bâja. Că doar dacă ai 2-3 ani, ați dat. Și vorbeam de mine. Dar veniți-o de băi, rup două plase de gard, aduceți tot materialul la mine. Vorbeam de mine, da? Pentru că eu din materialul ăla, că am văzut în altă parte, pun să arzi o iarnă și zbănuți. E adevărat, așa se că se duc la fiecare la poartă, să scoată crângile, care vine, care nu vine, să rămână. E un problemă și o miserie. Nu. Da, cei care se încălzesc cu gaz chiar n-au ce face cu ele și au nevoie de exact, sunt care nu au nevoie de gaz. Dar cum le dea și bascula după și materialul o să fie depășat acolo. Acum, trebuie fost în practic de brașul pe supune. Eu cred că trebuie să educați. La genul, bune, dacă vin oamenii și găsesc o grămadă nedefinită de crengi acolo, da? Și s-a apucă de scos câte o creangă, câte două, s-a apucă să le smugă din braful ăla, îți ia timp. Așa că pregătește-i frumos, pune-i pe căprării ca lumea, fă-le pachete așa, încât să poată fi manipulate foarte ușor și reproduce acolo. Pentru că vorbim de timp. Da, cu cât e mai simplu de bani. Pe zone, găsim niște locuri de depozitare. Știi că aici veniți
și puneți cred. Posibil. Până aici. Vom vedea ce presupune. Dar cred că... Și zic că am pus mai mult, am pus mai puțin. Da, da. Nu au vrea cu treaba asta. Unii vor vrea să vină, să își place și să place. Cred totuși că 250 de lei e mult și nu se vor... Hai să vă spun. Și vă zic din ce domnul mare. Dacă uitați acum pe Google, o să găsiți prin Prahova cu 100 de lei. O să găsiți la Piatra Neamț 100 de lei. Primăria Piatra Neamț cu municipiul chiar gratis. Da. Adică noi dacă punem 250 și cineva caută pe Google și găsește prețul, să zică, da, de ce? 150 mai aproape de realitate. Eu zic 150, având în vedere că la ce vedem, practic. Dacă va fi nevoie, mai scădem. Dacă vom pica de acord să adunăm tot materialele nostru, nu știm exact cum funcționează. Suntem la început, dar pe care începem, nu știu necunoscute lui. Pe traseu o să căpătăm experiență. Deci propunerea ar fi 150-150, dacă vedeți. Sau 100 la tractor din transport, nu știu. Da. 100 și 150, nu? Da, 100 și 150. 100 și 150. Da, înainte să vă spun la vot, vreau să, legat de, dacă tot domnul primar a deschis subiectul, vreau 100 să... 100 la tractor? 100 la tractor și 150 la tractor. Vreau să avem doi angajați, domnul primar, la serviciul de gospodării. Și munca asta este foarte grea. Eu am ajuns acolo, așa. Vă rog frumos să angajați oameni. După ședința, cu, după, așa o zi drumul la concursul, să adică trebuie un instalator, și pe trebuie... Și pe apă. Sunt, dacă, sunt doi, dacă unul e bolnav, domnul Brânză știe, a fost nu știu care, ala n-are ce să face, de exemplu, la spa. Curge apa aia, nu știu ce să face. Deci, nu m-am ajutat, mai să facă ceva pe reclamații. Nu sunt oameni să ne facă reclamații. Da, ca suntem în săptămâna luminată și nu vă răspund. Corect. Eu sunt destul de luminat. Bun. Haideți să puneți la vot cu modificarea... De cine este de acord să modificăm prețul tractorului cu remorcă la 100 de lei și prețul 150? 100 este... Propunerea este făcută cu 100, cu 150. 150 la votă cu oricare. Pentru că costurile sunt foarte mari și trebuie să acoperim. Cine este de acord cu modificarea propusă? Da, mulțumim. Da, mulțumesc. Nu e bun, la considerare cât votate pentru 250 și 100. Nu contează. Da. Dar oricum avem formul necesar pentru... Da, aici noi, doamna secretar, s-a străduit să facă exact după un calcul după un criteriu bine, bine fundamental. Adică din acum, așa iese din calculi, că ar trebui să plătim 250, dar acolo vedem pe cetățeni. Și de în localitatea noastră, vom vedea cum facem cu consumul și cu cetățenii. Adică dacă este un particular, prețul este dublu, ca să știți. Da. Avem în vedere că... Haideți să trecem la proiecte suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobare pus pentru construirea locuinței unifamiliare și prejumirii teren, branșare de acordare la utilități, vorba de frații Paul, proiectul ăsta și cred că și urmă. E vorba de frații Paul, ce să... Discuții? Pe cheltuiala lor și au făcut oamenii... Da. Da. Cine este pentru? Da. Proiectul hotărârii privind însușirea planului de amplasament pentru sală de educație fizică școlară, pentru suprafața de mii de metri pătrați, predată către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții, conform hotărârii 86 de 21-12-2021. Compania Națională de Investiții ne cere să dăm exact un plan de amplasament. Le-a mai trimis unul anterior, dar nu au fost de acord. Au vrut un plan de amplasament cu în care să fie construită și grădinița nouă, pentru că avem o construire intabulată. Și atunci am intabulat și nevoie să le dăm cu hotărâri de consiliu să le predăm documentația așa cum au solicitat-o dumneavoastră. Este un proiect foarte bun. Da. Suntem avansați cu el și eu sper tare să mergem în forță. Da. Cine este pentru? Abțineri? Potrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Măgura în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, Fondul Local Investiția... Iertare. Măgambulbui.
Așa, pe măsura 1.1.1.1, înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achiziția de vehicule non-poluante și depunerii proiectului modernizarea și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane. Gândirea este să avem în jurul municipiului Bacău, în comunele limitrofe, să avem un transport metropolitan super performant, nepoluant, așa cum de fapt se cere la vremurile actuale și cred că cam ăsta e trendul și în viitor. Ca spre asta se merge, se elimine total motoarele de combustie internă cu diesel, da, diesel și benzină și se treacă pe motoare electrice sau cu hidrogen, văd mai nou că sunt și astfel de mijloace de transport. Presupune să facem o asociere în cadrul PNRR Ghidul, așa prevede că astfel de proiecte nu pot fi accesate decât în cazul unei asocieri cu mai multe localități, așa cum este cu municipiul Bacău, chiar și între două localități vecine, dar asta presupune că înființarea unui serviciu de transport, adică e mult mai complicat și nici nu cred că ar fi. Având în vedere că prin acest proiect se accesează 22 de autobuze electrice și 4 microbuze, eu cred că pentru dotarea unui serviciu comun, cred că e mult mai viabil așa și mult mai practic. Am adresat și noi la asocierea asta, adică o să vedem odată cu aprobarea dumneavoastră. Este iminentă depunerea pe PNRR și atunci vine să de asta am și suplimentat cumva ordinea de zi cu proiectul de hotărâre pe care vreau să supun aprobării dumneavoastră. Eu sper să fie cu noroc, având în vedere că e săptămâna luminată și chiar să avem succes cu el și să ne putem mântui și folosi cu de un astfel de proiect și de astfel de dotări. Discuții să ne ajungă. Da, câte fac precizările să fac eu? Știți că am aprobat un studiu de oportunitate ulterior acestei depuneri. Este doar pentru depunere. Se va înțeles undeva în martie, s-a semnat contractul, să vă faci studiu de oportunitate pentru transport public, urmând a se înființa un ALEI pentru transport public în zona metropolitană. Toate astea vor intra în consiliu local, cu ce trasee, cum vor fi. Pe parcurs, vor fi supuse aprobării consiliilor locale. Deocamdată nu aprobăm trasee sau ceva. Aprobăm doar asocierea. La asocierea în vederea depunerii cererii de finanțare. Condițiile vom vedea. Zic, detaliu o să vină în urma studiului. Da. Eu am niște nelămurire, dar seara, la era ora 6, doamna secretară nu mai vrea să plece acasă, nu-i mulțumesc. Problema este cam ambigu chestia asta. Adică noi venim cu niște bani și care dacă proiectul nu are șanse de răspândă, îi pierd. Și îți nu-s puțin, adică... Care era de participare la asociere? 300 și... 324 de euro. Da? Fără TVA. Doi, nu este clar... Adică eu cred că trebuie să se facă un, așa spuneam și cu domnul, să se facă un ESA, adică și cu celor 6-7 localități, în care fiecare să aibă la sută, cât la sută. Poate avea de acțiuni pe funcție de contribuție. Sunt stabilite. 2,5 și ceva la mai. E funcție de contribuție, vă dați seama. Sunt 22 de microbuse. Astea sunt electrici. Pe aia trebuie să se stare și cât. Autobuze și 4 microbuse. Împărțim 22, împărțim la 7, să spunem așa, municipiul vrea mai mult. Deci să spunem 7 ori 2, 14. Rămân cât? O jumătate de autobuz. Adică, nu știm, că tot e hotăresc care e traseul. Mai este și pe asta, este Consiliul Județean pe 2024. Nu scoate... 2023. Scoate la licitație traseele pentru comunele limitrofe. Adică, cum se vor... Adică, încă e o chestie... Dar este o chestie binevenită. Domnule, chestii ca din început. Exact ceea ce spuneam noi cu locătorul nostru. Nu știu cum funcționa, așa e și aici. Dar eu cred că și primăria Bacău și toți asociații
care vor intra în asocierea asta. Și Consiliul Județean vor fi de acord că un astfel de proiect nu e hidratat. Dar e un proiect viabil, e vremurile actuale. Referitor la contribuția noastră, noi practic plătim cam jumătate de autobuz, de jumătate de autobuz cu ce, cu ce participăm acolo. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem și drepturi, nu trebuie să avem și un cuvânt dispus. Pentru că avem și noi trasee, ne interesează și pe noi, în primul rând, cetățenii Comunii Băgura. Comuna Băgura să fie deservită. Adică ce m-a bucurat mine și pe aia m-am gândit un pic, că în cadrul acestui proiect ei sunt obligați să înființeze două stații de încărcare în comuna noastră. Care, și mai chiar dacă pierzi bani, ai două stații de încărcare electrică. Dar nu cred că se vor pierde bani, adică nu cred că să ajungem în faza asta. Dacă ferească Dumnezeu proiectul nu va fi pe aia, își vor da seama probabil imediat după următorii pași. Ce nu cred și imediat, mai sunt localități în țară. Păi, da, Sibiu, o asociere de genul ăsta, înțeleg și pe la neam, se lucrează intens la, la tema asta. Nu cred, sunt bani europeni, sunt buni și cam ăsta e viitorul. Cam ăsta e viitorul, cred că în 10 ani de zile maxim îl dispar poate toate mijloacele astea de la ce-am probat. Ce puțin vizelul. Respect cu un pas înainte, da. Vizelul. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Să fie Dumnezeu. Să dea Dumnezeu să fie noroc. O vedeam acum, nu știu, mai fi completat de făcut, mai ținem aproape unii poate și ca să, să putem manageria în regulă. Da. Cam asta e ordinea de zi, dacă mai sunt și alte probleme de semnalat. Da. Domnul, dacă se poate, putem să înființăm o comisie sau mai multe comisii, conform planului gospodăriei comunale și să mergem să vedem cei care și-au curățat șanțele când încep să colmateze podețele și să iasă abandonul. Gunoaii amestecat cu materialul de la, de la dezăpesire au început să colmateze podețele și dacă nu se decolmatează, la vară, când va ploua, apa va fi pe drum. Avem în atribuțiile noastre, avem în atribuțiile noastre conform planului de gospodărie comunală și noi. Scris. Consiliul local, primar, viceprimar, polițist local. E scris în planul de gospodărie pe care noi l-am aprobat anul trecut. E greu pentru o persoană să facă o ajutoare comună. Eu pot să merg pe Valea Mutru, în satul nou, fiecare poate să meargă. Facem un proces verbal. Nimic împotrivă, puteți acționa, aveți și responsabilitate și competență și tot ceea ce trebuie să puteți acționa cu zonul dumneavoastră. Mergeți să avertizați oamenii dacă este nevoie să vă amenințați la nivelul Consiliului Local, Comisiei Legea Frederică, în perioadă limitată. Puteți să faceți un astfel de lucru, puteți să vă să vă înființați o comisie care să analizeze și astfel de aspecte. Nu e o problemă. Din punctul meu de vedere, eu chiar salut o astfel de inițiativă și sunt de acord și cred că vine și în sprijinul nostru, a mea, a domnului viceprimar, ca să să mai punem un pic, să-i mai responsabilizăm un pic. Să facem un proces verbal, să constatăm, să-l lăsăm domnului viceprimar sau domnul polițist local. Sau constatările dumneavoastră, ne le aduceți nouă la cunoștință, puteți discuta efectiv cu dumneavoastră. Chiar să treacă la treabă, dacă unii din noi poate... Deci unii din noi poate așteaptă unii cum, nu știu, unii bol. Da, exact. Sunt cinii gospodari, deja au curățat. Asta clar, deja au curățat. Deci sunt unii care au curățat. Nu m-am pic, domnul Benză, vă dau domnul Benză, domnul Dăscălescu, domnul. Noi, chestia asta am discutat și domnul primar, pe 34 sâmbătă, apropo, avem ziua de curățenie, care îi facem în fiecare an și sunteți invitați să sâmbătă la ora 9 aici, așa, cine poate să vină, să participe. Deci, așa, mai este o inițiativă privată a colegului nostru și, adică lucrurile se mișcă și noi și așa, și nu asta puteți să... Deci, din păcate, oamenii care acum lasă mai există care și... să le strângem noi sâmbătă, o să le lasă și anul ăla. Există că și... Că le-am lăsat și de anul trecut, da. Să știți. Oamenii nu se vor responsabiliza pentru că noi mergem și strângem gunoaie odată pe an. Dacă fac o analiză în timp așa, din 2012, lucrurile s-au schimbat în mod nu simțitor, s-au schimbat radical. Adică nu mai sunt grămezi de gunoaie pe la lizer, adunam, cred că 30, 40, 50 de stagi de gunoaie. Nu mai este așa ceva. Nici pe raza acum nu mă nu mai sunt zone atât de... Atât de răufamate, să zic, cum era groapa lui Manole, aveam pe acolo, deci nu mai știam de noi. Nu mai sunt așa. Deci, după 34-a, propun să facem colmatarea șanselor, să facem o acțiune. De colmatare.
Decolmatare? Cu decolmatarea, cu cetățenii în general, responsabilizați. Bă, tot efectiv o poartă. Da? Da, Ioane, sau... Așteaptă să vină viceprimarul sau primarul sau... Noi avem doi oameni. Eu acum nu vă ascult că unii așteaptă să vină primarul și viceprimarul și serviciul să li culeți în casă. Nu mă trebuie să spun lucrul ăsta. E și conform planului gospodăriei comunale, este clar că e responsabilitatea lui. Dar poate nu știi. Haideți să le aducem la cunoștință cumva. Un avertisment scris, da, în bază unui proces verbal întocmit de noi, constatările noastre, strimiți un avertisment și un termen. 10 zile, 15 zile, 30 zile. Și vedem după aia ce se întâmplă și dacă ajungem să dăm amenzi, să ducem acei bani într-un capitol special din bugetul local și să folosim banii strict pentru înfrumusețarea și curățenia comunei. Băi, oricum păsitul e venit la bugetul local, așa că pot fi folosit și la astfel de scop. Da, ideea e foarte bună în care să mobilizăm tema asta. Dar până atunci, cu 30, chiar vă așteptăm să fiți prezenți la vezi cât de bine. Consiliul local, împreună cu primăria, cu doamna director și cu Ieremi la școală, e mobilizare maximă aici. Da, nu. O acțiune, eu știu, de 2-3 ori cât vom putea noi lucra. La mâine nu-i mai mâine. La DN11, pe zona Vizerii, mai avem la școală, la Trihan, acolo am văzut că a fost curat. Și chiar aș vrea să atrag atenția unor care merg acolo și am avut tot felul de mizerie, bidoane cu beri. Hai, frate, dacă stai pe o bancă, te duci cu copilul și-l luați. Dar pune mâna un pic și ia, că ai și un coș acolo. Adu-mă ceva, pune un coș. Văd frecvent pe paginile astea de socializare. Ia uitați ce aici. Da, responsabilitatea ta ca om. Decât să stai și tot butonezi la cealaltă. Da, așa pleacă-te și adună un pic de acolo. Că până la urmă e comuna ta, copiii tăi să joacă acolo. Vezi cam așa trebuie să funcționeze. La unul, la Trihan, la Cișmea, iar avem acolo o mare individuală aruncată în râpa aia. Acolo o să trebuiască să mergem iar împreună cu sâmbătă sau adunăm bidoane. Adică sunt câteva locuri, nu mai sunt atât de multe câte erau odată, în care vom putea acționa, să fim eficienți în cele câteva ori în care ne-am gândit să acționăm. Am pus în unele locații, niște convervare pentru sticlă verzi. Vă rog să mă credeți, nu știu de câte ori, am găsit gunoaie, menajere și chiar dacă ai camera, adică oamenii, din păcate, unii nu... Deci, până nu-l arzi cu amendă, nu știu, nu înțelege. Deci, câtă toleranță poți să ai cu asemenea oameni. Adică, sunt niște gunoaie care aruncă gunoaie. Nu există așa ceva când vezi că este scris sticlă. Și tu vii domnul, deci, până nu am renunțat definitiv la punctele astea, așa se va întâmpla. Domnul Adi, o ridicat de jumătate de oră, domnul Brânză și domnul Uniță. Vă rog. Și domnul, mă scuzați, trebuie să intervenim și cu mine. Vă întreb, domnul Brânză, cu apa, ce să ne aude? Că a spus că o să ne legăm la cap. Da. Parte de... Da, am făcut demersuri inclusiv cu mutarea raportului de canalizare pe Arcadie și Pirici. Suntem în proiectare cu stații de pompe în zona Bașca pentru ridicarea presiunii. Avem acordul CRAB-ului pentru livrarea apei de la două. Adică să putem lua apa de la presiunea de ce în ce mai slabă. Presiunea de ce mai slabă. Mai multe. Sunt reclamații, foarte mulți consumatori și, din păcate, așa stăm cu sistemul nostru. Avem două pusuri și vine vara, de adevărat. Eu cred că o să ne mișcăm repede de data asta cu stația aia de pompe. Nu e o lucrare atât de amplă sau atât de sofisticată. Crabul ne dă apa și atunci o să rupim cumva sistemele astea, așa cum v-am mai spus. Până la moară, cu tocul răzășii, cu zona de la biserică, să dăm apa de la Bacău și cu restul comunii să rămânem cu plas la sistemul nostru local de distribuție a apei. Dar se va schimba și prețul, domnul. Cum? Nu știu, cu prețul va trebui să discutăm și cu prețul, va trebui să vedem. Da. Cel puțin la canalizare. Adică nu poți să iei cu 7 lei, să vinzi cu 2 lei. Dar nici fără apă să stă. Da, corect. Da, e o discrepanță mare între canalizarea pe care o casăm și canalizarea pe care o plătim pentru prelucrarea deșeurilor la municipiu, cu apă, menajerii. Pentru că nu avem rezervă, cantitatea extrasă de apă nu este suficientă când oamenii consumă, mai ales sâmbătă duminică. Deci dacă aș fi avut o rezervă mai mare, cantitatea ar fi ajuns în timpul nopții, poate se acumulează. Ne gândim sau suntem într-o fază avansată să mai facem un foraj acolo la bazin, la parcul Cupin și ca să suplimentăm
Pentru că nu știm când va veni proiectul mare pe care ne dorim cu toții. Așa că, cum știți, până pe 23 ianuarie a fost în licitație, nu s-a prezentat niciun constructor. Am mai făcut ceva discuții pe la CRAB și dumneavoastră spune că încearcă să-l repună din nou pe achiziții. Poate de data asta are să vină cineva să-l să se înscrie și efectiv să-și adjudece lucrarea asta. Vedem. E un pic la nevoie și datorită climatului în care trăim toți. Vedeți dumneavoastră, prețul evoluează la o zi la alta, nu știe nimeni. Incertitudine totală. Și atunci toată lumea își ia măsuri de precauție. Toți stau și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Cu nenorocirea asta de război din vecinătate, care afectează și asta clar pe toată lumea și în toate modurile, ba cu felul din China care se scumpește de la o zi la alta și tot așa. Combustibilul, după cum vedeți, care duc lanț la scumpiri, duc la scumpiri lanț la toate materialele de construcții. Și toată lumea să-și așteaptă. Nu știu când o să așteptăm, până o să ne săturăm de așteptat și o să ne mirăm de cinci stare omenirea asta, la ce prețuri pot apărea de la o zi la alta sau de la o săptămână la scumpiri. Da. Într-o vreme, o să trebuiască să oprească. Da. Grențuirea între Luizii și Comuna. Da. Avem și nelămurit cu grănițuirea între Comuna Măgurea și Luizii, care a fost făcut în 2011. Avem teren intabulat pe Comuna Luizii. De asta avem niște dubii acolo și o să încercăm în următoarea perioadă să reluăm de la arhivă, să vedem cum era într-adevăr grănițuirea Comuna Măgurea cu Luizii Călugărea. Pentru că acolo ne-am dorit întotdeauna și este foarte greu să obținem de la o comună vecină o suprafață termică, care spune și noi în bazin. La urmă, asta e cea mai mare impact costit de capul nostru. Trebuie să mă aveți mări, ca ar fi. Dar nu avem în ce să o stocăm. Exact ca la... Trebuie că o sezonă caldă, mică de mașă, deja suntem în crezi. Trebuie urgentat, cât mai îndrept. Da. Și o întrebare, cam atât. În legătură cu Bunaie, v-am adus în atenție, altul două săptămâni, cred că problema pe răzășii în zona bisericii acolo. Eu am atras atenția vecinilor pe plăre sau, dar nu s-a mușcat nimic. Sunt pline, exact ceea ce spunea și colegul. Ce da, constatare, e dreptul tău. Avem și poliția locală. Trebuie să scoatem un pic pe mușcare. Păi el va trebui să dea un avertisment sau amendă. Dar fă un proces de bază scris și a înregistrat până ei. Nu să fac un proces de bază. Eu nu fac proces de bază. Începe apa să fie acolo scris. În zona locală sunt situații de genul. Deci, poliția locală. Domnul primar, m-a promis să mă doresc. M-a promis de anul trecut că îmi face dispoziții să ca să amendez. Aveți cuvântul meu, domnule Alec, că nici până acum nu am dat. Nu, că fără amenzi sau fără avertisment, nu înțeleg. Dacă mai voi te amintesc. Și poliția, ce sunt în loc la prima dată? Nu mă trec eu să mă exigești. Dacă ar putea să amendezi. Doamne secretar, întreabă cine face referatul. Ai chiar vă rog frumos de mă. Nu pot să fac referatul, vreau să fac. Dar nu, dar după mare îți spune pe cine dă dreptul să amendeze. Nu, nimeni nici dă. Dar să se știu, situația de fapt. Dar nu e situația, dar și dreptate. Trebuie să fie propun. Să găsiți o soluție vis-a-vis din amendarea... Și am văzut vedere că ați făcut referatul, vă zic soluția, desemnează pe. O soluție. Și ce-a făcut? Domnul, celălalt, apropo de curățenia de Petrezii, haideți să ne organizăm, să nu spun ca la camp, dar să ne organizăm. Știm cu toții care sunt zonele vulnerabile, unde se adună cu noi. Propun de zonele, să vedem care sunt vecini, cu cine se învecinează zona. Când cumpărăm saci pentru noi, o să cumpărăm saci. Da. Nu? Mergem acolo frumos și spunem, băi, pentru data de unde ai saci ăștia, cam cât de aici, este mă, multiometri. Te uiți acolo cam cât trebuie, dar sacul și spui, pe data de 30, ai urmai referință în față, că vine tractorul să le ia. Și nu-i toată comuna. Sunt câteva zone vulnerabile, așa e. Le-am luat, e un pas făcut. Și cu ocazia asta n-am mers nici cu amenințări, nici cu altceva. Și după aceea, atunci spui, dacă cumva venim și nu sunt strâns, se întâmplă probleme. Avem un avantaj astăzi, când vorbim treaba asta. Știți de ce? A plouat, nu poate să dea niciunul cu sapa până săptămâna viitoare. Și au timp, 30 îi poimâni. Și hai să facem treaba asta, e simplu. Te urca frumos să mă ajung și ai învățat saci. Domnul, copil. La Popescu a lăsat 3 saci, la Ionescu a lăsat 3 saci. Că au fost situații când, dacă gunoaiele din șanță au fost luate, au fost puse la zona limitrofă a Costamintă. Deci pe Costamintă au fost puse acolo, au rămas așa, nu s-au dus nimeni să-l ia,
le-au luat capa lor, le-au împins la vale, că au ajuns mai la vale, nu au șansă, și au dus o treabă din capăt până la capăt. Pe 30 a 4-a o să fie și Iulie Școlii Emil Brăiescu și nu putem să mergem cu ce să fie. Domnul viceprimar, nu mai putem. Ascultați-vă. Dar n-am terminat. Nu vă spun. Vă rog, n-am terminat. Ce se întâmplă? Dar n-ați cerut voie să vorbiți. Noi știm. Noi știm acum cam unde mergem. Că sunt cam aceleași zone. Dar noi vorbim de zone în care noi nu mergem. Eu, cel puțin, despre asta e vorba. Că vorbim Lăzășia, pe partea dreaptă, unde, până când te duci la biserică, s-o luat pe frunze și-o împunda șanțul, pe partea cealaltă la vale, la capătul satului, unde multe pe râu, nu-i așa, la, cum o cheamă, la doamna care ne pune pe noi să-i facem curățenie, chiar la intrafițată, în distrația de autobuz. La doamna Zaharia. La doamna, la părinții doamnei Zaharia, acolo, cam astea ar fi zonele, nu sunt zone cine știe ce. Mulțumesc, domnul Treabu. Suntem cinci colegi, consilieri și cu domnul primar, suntem 16 și stăm în zone diferite ale comunilor. Eu am să le dau la fiecare cât așa și fiecare să mobilizeze vecinii dacă vrea. Și atunci, deci ziua de 34, nu înseamnă că pe 30, pe 30, pe 1 sau nu știu ce, am terminat. Noi începem, pentru că acum suntem până în 6-a, este un program care se numește Curățam România, ca și cum România este murdară, știți? Dar 15 consilieri, ori fiecare dacă adună vreo 4-5, de exemplu, sunt 75 de oameni și eu zic că e o chestie foarte frumoasă. Mai, să mai fac și, mai fac și colegii noștri acțiuni, mai fac... Dumneavoastră, știți, acolo aveți niște vecini, vă dăm... Da, da, la mine șanțul le-am învățat. Calamizarea am găsit. Sunt și eu de acord, cred că ești un slogan. Poți gândești prost ales. Când te referi la o țară, curățăm România. Dar chiar o fi plină de gunoaie, de gunoaie, de mizerie, o fi groapă de gunoaie Europei. Părerea mea, dar măcar cum am găsit noi, spune mai că e cel mai bun slogan. Ziua curățenii, sau eu știu, luna curățenii, o lună în care fiecare, sau luna altfel. Deci știm în spațiu... Ei, și-o gândit la modul ăsta, acum nu știu dacă asta îmi deranjează cel mai mult. Fiecare poate acționa pe zona lui, să mai responsabilizăm un pic oamenii. Doar că pe 30 ar fi bine să întâlnim formă în contextul. Toți își acționăm pe acolo, nu crește. Și din poate. Da. Deci, normal pe cine poate, da. Domnul, cine era? Domnul Sorin, vrei? Da, Sorin. M-aș întoarce în privilegiu problema calificată domnul Marcu. Cu amiază. Poate domnul primar. Dar eu nu am o problemă. Acum se tot vorbește de ea și de ea, de ea se vorbește. Cineva gândește că s-ar putea cineva după chestia asta. Dar ții, vă rog frumos, să sunt oameni bună credinții care fac curată. Și să te surprinde la lor a doua zi dimineață să trezesc cu toată mizeria, nu s-a înțelut. Că el nu putea să curat cu zi înainte. Fiindcă vecinul de... De la... De la... Da, da, da. Nu, da. A găsit cu viță să tai iarba de pe fața aia și să iese iarba tot așa, să dea așa. Cum? Toată la urea acolo, a premiază și acolo. Sunt și oameni de bună credință. Vedeți, m-am fost un exemplu de undeva aici, la dispensa la masă. Aici, da. Există un cetățean, am fost să-l felice. Am fost să-l felice. Din propria inițiativă, a venit-o pe ăsta șanțul. N-am mai apucat să vă zic să luați, să v-ați dat seama. A fost, băi, asta e, dar un exemplu de am de luat. Și nu e o căzut de nici adesă. Nici un galon și nici un. Din cât s-au fost... Da, cu bun simț, oare, da. Da. Cu fiecare altul. Da. Chiar vă rog, faceți ceva. A, abiați merg. De ce nu faceți merg după aia? Că nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect să spită. Să spită și vorba de un sfert de ori. Hai, mulțează, mă dacă de ori. Da, cu lista de voluntari, cred că la ședința viitoare o să abordăm și doi privind aprobarea listei de voluntari. Și criterii. Și criterii. Sunt foarte mulți voluntari care nu mai, efectiv, nu mai sunt, nu mai... Nu mai corespund. Solicitările actuale. Adică noi trebuie să... Și până la urmă sunt... Stați de urgență. Punem, într-adevăr, oameni care sunt și responsabili, care răspund la solicitări, la chemări. Nu putem avea pretenția ca la fiecare incendiu toți cei care sunt pe listă să vină. Dar măcar unul, doi, dacă vin și tot e bine. Până la urmă de asta e lista destul de amplă și de mare. E un număr destul de mare de voluntari ca din ei, la un anumit eveniment, să vină măcar o parte. Pe zone, pe, eu știu, după timp, după... Prima, dar au fost solicitați măcar? Bă, frate, s-au întâmplat evenimentul ăla, băi, pe că ți-ai
Eu vreau să vă spun că am găsit unul care nu era niciun eveniment deosebit, era la Ceșmea la Cricat. Și îi spun, domnul X, uite cât stai și unde bidonul ăla cu apă acolo, că avea vreo 10 din astea, în căruță avea vreo 10 butoaie, e un pic, și mai bun un pic din bidoanele alea acolo, după Ceșmea. Dacă ai spus, da, eu nu ne-am spus, nu aștept la primărie. Și domnule, ți-aș aminti că ești voluntar, adică în mod voluntar ai putea să faci lucrul ăsta, că dumneata până la beneficiezi din niște... Dar trebuie să fii voluntar, să faci un lucru. Beneficiezi din niște facilități. Semnat, adus la conștiință. La situații de urgență mai trebuie să-l faci scris? Păi nu, dar după aia măcar. Păi dar ei sunt de situație, serviciu voluntar pentru situații de urgență. Adică mă să ne-ai spus de la un loc. Mă solicit altfel. Telefon. Ah, bun. Păi dacă stau să-i fac o provocare scrisă la incendiu... Exact. Nu zic, și mai vreau și trebuie de răzile de răspuns? Prezența celor care au fost să face... Apropo de situații de urgență, am primit și de la Inspectoratul General de Situații de Urgență, la București, am primit documentația avizată pentru montarea sistemelor de alarmare, o să punem două sisteme, unul la privechiul amplasament la terminul cultural și unul la biserică, la Sohodor, cred că o să-l punem, ca să aibă, da, ca să poată să acoperi, da. Să acoperi cât mai mult din localitate. Se poate fi auzit, da. Cred că aici, cu căminul cultural, dar până la urmă vom vedea dacă putem să schimbăm ceva, pentru mai nimerit ar fi fost undeva în zona bisericii de la Răzășii. E sus picioarele acolo și ar fi acoperit și stânga și dreapta, dar vedem ce putem face. Cam astea sunt lucrurile care așteptăm să vedem. Cu Saliniu așteptăm să vedem când ne vin evaluările. Acolo suntem, putem da autorizația de construire și noi. Avem și avizii, avem și proiectare pentru tot ce interese. Așteptăm să vedem unde are, când are să vină și sperăm să vină cât mai curând. Domnul Descălescu, vreau să avem o problemă, n-am vrut să-l întrerup din respect și al domnul primar. Apropo, eu n-am mai avut timp să vorbim în ceas cu zi, că n-am vrut în particular. Vă spun la doamna Asenie, domnul primar, cum ești eu, domnul telefon. Ce-a vrut? Podul. Problema cu podul. Podul la doamna Asenie. Da, dar eu n-am avut ca să discutăm. A vorbit cu dumneavoastră și spunea că după v-aș veni cu toată documentația, cu ce are cu noi, să găsim o modalitate, să ne doneze porțiunea din pod, de ce are... Trebuie să fie un început, că e deja... Da, trebuie să fie un început, trebuie să-i dăm bătaie acolo. Nu știm ce urmează, ci viituri sau eu știu ce stihia lui în aburii. Mai ales că trebuie să fie un trebuie să facem ceva. Da, e un pericol real, mai ales că companiile Macu e... Deci, mica. Aș vrea să vă întreb dacă aveți în vedere un program de îmbalastare și remedierea în urma ultima discuție era că în prima jumătate a lunii mai vom avea evaluările făcute și o sper tare să... Domnul Ceaune, așa să fie. Domnul Vici, în legătură cu becurile, domnul Vici, cu becurile care s-a spus din comun. A spus să vorbesc cu băieții, cu echipa. Da, era joia mare. Nu joia mare, m-a sunat, spun fie, o joia zi, m-a lăsat să vorbesc deja pe din joia mare și... În ziua de joi, deci a venit, dimineața și eu l-am urcat sus, i-am făcut și sesizare la firma lui, domnul primar știe. Deci când am venit aici, îmi juram de... Deci el nu a mers în jur. Foarte. Ați făcut bagaje. Da. Nu, dacă... Stai. Deci, ei nu au oameni și i-am sus. Dacă nu, cred că trebuie, mai avem un pic până la... proiectul acolo, da. Să dea Dumnezeu să fie cât mai repede, ca să scăpăm de aici. Până la urmă, nicio să nimic, dar... Ridică să formul ăsta, ridicăm pe licitație. De fapt, asta nu ridic, nu sigură, ridic pe licitație. Mă scuzați. Pentru cine dorește să vadă, tăile nu vine imediat la vecinătate, el a despre care discutam. Adică se învecinează exact cu grădinița și cu căminul cultural. Dar știu. Păi să ne intre, imediat. Dar lasă-i voi, spuneți. Care? Sală de sport. Așa. Sala de sport de aici? Nu, de la... O serie.
Gabi? Știi ceva de... Știi ceva de Gabi? Nu știu, dar n-am ce să nu vă zic. Ei sunt de sfoate, de moștenie, ceva. Eu cred că suntem toți pe aceeași lungime din undeva, în termen pe care nu ar trebui să-l pierdem. Ne luptăm cu aceeași problemă ca și la locul de joacă din cotă, pe care încercăm să-l scoate de sub cota de inundații. Să construim o sală de sport sau un teren în spate jos acolo. Știți un teren la școală? Dar acolo nu mergi un niciodată nu cred că vom reuși. Acolo să facem ceva ca lumea, un teren funcțional. Și atunci terenul ăsta, dacă l-am achiziționat de lângă școală mici, am putea să facem o sală de sport sau măcar un teren sintetic. Sală de sport, că terenul nu te aranjează de cine, da. Da. Că eu un teren sintetic, sigur. Dar sigur, așa de mare. Urmează, trebuie de săptămâna care vine să ne apucăm. Mai sunt probleme de demolat pe venul de aici. Serios? Dar cum vin fac sport? Nu, nu. Acesta v-am zis, când sunt terenurile de sport. Băiatul de vine. Și eu, sunt prin blocuri. O să vină. Declar ședința închisă.